La Constanța, în Duminica Florilor, înalt preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Sfinții Apostol Petru și Pavel. După slujbă, ierarhul a sfințit ramuri de salcie și de finic, care au fost împărțite credincioșilor. Pentru eparhia de la malul mării, această zi constituie și un moment de bilanț. Acest moment al intrării Domnului în Ierusalim este, de fapt, cel care pregătește intrarea în ceruri a Fiului lui Dumnezeu cu trupul pătimitor, mort și înviat. El se pregătește să intre, de fapt, cu firea noastră omenească în cerul cel sfânt al lui Dumnezeu. Acum 14 ani am intrat și eu în această cetate a Tomisului și am simțit bucuria sfințeniei locurilor acestora. Îi sunt mulțumitor lui Dumnezeu și mă rog pentru toți preoții, monahii, monahiile și credincioșii din această sfântă eparhie. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Corala Armonia a Arhiepiscopiei Tomisului.